Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. De câte ori oare de la acest microfon nu m-am plâns, dacă vreți, nu v-am povestit despre Occidentul care nu asigură așa cum ar trebui armamentul Ucrainei să se poată apăra așa cum trebuie în fața agresiunii rusești, nepărând că își dă seama Occidentul, sau mai degrabă unele țări occidentale, că dacă această țară, Ucraina, cade și dreptul internațional este zdrobit atât de odios sub picioarele rusești, atunci probabil că nu va mai conta că o țară este europeană, este membră NATO sau nu. Și cu toate acestea, lucrurile stau astfel. Despre asta am povestit. Văd în presa internațională că apar tot mai mulți specialiști de la instituții prestigioase care își pun și ei aceleași întrebări, la care nu găsesc răspuns neapărat, care au și ei aceleași perplexități ca mine și ca mulți dintre dumneavoastră am certitudinea. Mai ales că vede toată lumea, contraofensiva ucraineană bate pasul pe loc. Dacă ne uităm pe harta pe care eu vă tot indic, una în timp real, al Institute for the Study of War, ICW.org, acolo veți vedea că dacă vă uitați de-a lungul întregii linii a frontului de 1000 și ceva de kilometri, aceasta, linia frontului, seamănă extraordinar de mult cu cea din frontul de vest, primul război mondial, unde practic a încremenit și a rămas așa de multă vreme. Ei bine, există pe lumea asta o instituție care se numește Modern War Institute și unde studiază un domn, John Spencer, este președinte al Catedrei de Studii privind Războiul Urban. Deci omul acesta știe ce povestește. Și a declarat recent următoarele. Asta potrivit Sky News. În concluzie, zice profesorul, Occidentul nu a livrat ceea ce a promis și mai important decât atât, nu a livrat nici măcar o fracțiune din ceea ce este necesar în Ucraina. Repet, cine este acest om? Este un cercetător și profesor, John Spencer, titular al Catedrei de Studii privind Războiul Urban de la Modern War Institute. Nicio armată nu a fost nevoită să spargă linii defensive minate atât de extinse de la cel de-al doilea război mondial încoace, a spus el potrivit Sky News. Omul ăsta, prezumăm că știe ce vorbește, lucrând unde lucrează și făcând ce face, și afirmă că nicio armată occidentală n-ar fi încercat o asemenea acțiune de străpungere a unor astfel de linii de fortificații pe care noi am mai vorbit de la acest microfon, ruși au avut tot timpul să le facă, fără o dotare de 1000 de ori mai mare decât cea dotare de care dispune Ucraina. Spencer a mai spus că au existat plângeri cu privire la suma promisă Ucrainei, cum ar fi cele 40 de miliarde de dolari ale Statelor Unite, în condițiile în care, prin comparație, America cheltuia 1 miliard de dolari pe zi pentru a desfășura mai puțin de 260.000 de soldați în Afganistan și Irak. Ucraina a trebuit să mobilizeze mai mulți soldați, peste 700.000, probabil 1 milion, decât întreaga armată americană. Iar noi cheltuim peste 800 de miliarde de dolari pe an pentru a fi pregătiți să apărăm Statele Unite și interesul nostru național, a mai spus domnul Spencer. Ok. Și atunci, dacă specialiști prestigioși ca profesorul Spencer și ca alții, am citit și alți specialiști în cursul acestei zile, care spuneau și ei, e nevoie de ceva mare, de ceva serios, de ceva semnificativ. Dar dacă toți specialiștii ăștia opinează că există o vină, de ce să nu
avansăm și noi această ipoteză. Vina este a multor țări occidentale care ar fi putut / trebuit să facă mult mai mult. Nici nu te puteai aștepta la Ucraina de una singură, fără ajutor, să facă față unei astfel de invazii la scară largă, cum a fost cea pornită în februarie 2022 de către satrapul de la Kremlin, prin Belarus, prin Rusia, prin Crimea ocupată. Nu putea, evident, nimeni nu și-ar fi imaginat că Ucraina poate să se apere cu forțe proprii, fără să fie ajutată de lumea liberă. Ajutorul, iată, o spun și mari specialiști, s-a produs cu țârâita, s-a produs incremental, a fost complet insuficient. Și întrebarea nu mai este de mult dacă este așa. E evident pentru toată lumea că ăsta e cazul și de aceea ăsta este motivul real pentru care contraofensiva ucraineană nu merge cum ar trebui, pentru că oamenii aceștia, deși au curaj, deși au determinare, deși au un eroism extraordinar. Apropo, v-am mai povestit de acest microfon o culme a cinismului. Un reprezentant de rang înalt al unei țări occidentale a spus cu vreo o lună jumate, două în urmă că într-adevăr noi ne bazăm pe determinarea și eroismul ucrainenilor mai mult decât pe orice altceva. Ok, nu le dai arme să lupte, pe ce vreți să vă bazați? Pe determinare și eroism? Dați unui om determinat și erou o Dacia 1100 și puneți-l să meargă pe lună. După care plângeți-vă că nu-i suficient de determinat și nu e suficient de erou și e pămpălău că nu-i în stare. Uite, noi i-am dat, i-am livrat tehnologie franceză. Comparația este absolut de făcut, pentru că acești oameni, cu toate că sunt determinați și eroi, nu au cu ce să se apere și nu au cu ce împinge, n-au suficiente resurse, nici umane. Umane încă probabil că ar mai putea avea, dar în special militare, de a împinge armata rusească afară din țara lor. Deci, revenind la firul discuției, nu este depus la îndoială faptul că lucrurile stau așa. Eu mă întreb de ce este așa. De ce, de exemplu, inclusiv astăzi când se vorbește de livrări de rachete cu bătaie lungă ale Germaniei spre Ucraina, prima grijă a domnului Scholz, acum în august 2023, este repede să umblăm la softul rachetei sau la ce Dumnezeu trebuie umblat acolo, nu sunt sigur, ca aceasta să n-aibă o bătaie îndeajuns de lungă încât armata ucraineană să poată lovi teritoriul rusesc. Vă dați seama, încă mai există țări care tremură de frică în fața lui Putin sau care fac un serviciu acestuia. Asta nu știm. Ceea ce știm este că serviciul e făcut în mod indirect. Cum adică tu le livrezi ucrainenilor rachete cu bătaie lungă și prima ta grijă este să faci în așa fel încât bătaia asta să nu mai fie atât de lungă. Dumneavoastră vă dați seama despre ce povestim. Este absolut halucinant și nu înțeleg care este motivul. La un moment dat am citit o opinie, nu știu ce să fac cu ea, e o opinie, cum că unii occidentali probabil se tem ca nu cumva Zelenski să fie asasinat, să aibă loc o schimbare de regim la Kiev și tot armamentul acela mult și occidental să încapă după aceea pe mâna prorușilor. Nu cred în această teorie, pentru că asta nu s-ar întâmpla. Zelenski și tot establishmentul politic de la Kiev nu par a fi amenințați la modul iminent. Amenințări sunt, dar nu să dispară de pe fața pământului. Dar asta e cu atât mai probabil ca ei să dispară de pe fața pământului dacă nu livrezi armamentul ăla. Dacă te faci doar că ajuți, la fel ca atitudinea domnului Scholz de care tocmai vă spuneam. Armata rusă lansează rachetele lor cu care lovesc niște obiective că te doare sufletul să și vorbești, omorând civili, omorând copii, omorând bătrâni. Le lansează de distanțe foarte mari, sunt rachete hipersonice și ucrainenii nici măcar nu pot spune că au o aviație cum trebuie.
zboară cu ce mai pot zbura, cu ce a mai rămas din aviația lor de vânătoare, cu ce au mai primit de aici pe acolo, de la diverse țări, cu țârâita și aia. Deci, fără aviație, fără rachete de genul acesta, ucrainii fac ce pot cu pierderi imense și rezultatele sunt mai mult decât modeste. Da, are dreptate profesorul. Există o vină. Vina este în cea mai mare parte a Occidentului, care Occident, într-o măsură nu indiferentă, s-a lăsat mesmerizat de către regimul putinist, vrăjit de gaze ieftine, de petrol ieftin, asta în special Germania, dar nu numai. Și ce bine este să facem business, totul este în regulă, noi ne dezvoltăm aici acasă cu gazele și cu petrolul vostru, care sunt ieftine, și nu o să fie nicio problemă și totul va fi minunat. Nu este minunat și nici n-a fost vreodată, iar acum, când treaba este pe față de atâta amar de vreme și se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina, încă mai sunt foarte multe țări occidentale care își acoperă ambii ochi. Din când în când mai răsfiră degetele să mai vadă ceva. Și prima grijă a lor, vezi din nou că mă oripilează groaznic cazul ăsta al Germaniei, prima grijă a lor este ca nu cumva să deranjăm prea tare Rusia. Așa un picut dăm și ăstora să nu strige prea tare, că strigă și așa de la începutul războiului că au nevoie de rachete cu bătaie lungă și le dăm, dar le scurtăm bătaia. În felul acesta nu se câștigă un război de apărare, în felul acesta nu se câștigă nicio contraofensivă, în felul acesta, în cel mai bun caz, un conflict îngheață. Adică rușii n-au capacitatea suficientă de a elimina Ucraina complet, pentru că ea este ținută în viață cu țârâita doar atât cât să nu se prăbușească de tot. Linia frontului este blocată, ca într-o fotografie, cu mișcări nesemnificative. Trebuie să fim absolut realiști, să ne dăm seama că în atari condiții toți specialiștii adevărați spun că nici pomeleală de a se putea elibera teritoriul ucrainean prin mijloace militare. Repet, în atari condiții, dacă ajutorul occidental va continua să fie așa, mai degrabă mimat decât implementat la modul serios. Asta din multe cauze, pentru că multe din persoanele influente în multe guverne occidentale sunt, se spune, prietenoase Moscovei din diverse cauze și motive. Am văzut cazul austriac, asta este absolut celebru, mai sunt și altele în alte țări, asta fiindcă unora, chiar dacă nu sunt agenți ruși la modul evident, sunt speriați, sunt timorați, sunt incompetenți ca politicieni, pur și simplu. Avem o problemă enormă în vest, inclusiv cu această calitate a clasei politice occidentale, care nu se apropie nici măcar la sfertul celei din anii 80. Asta și multe altele combinate fac ca Ucraina să fie o victimă a expansionismului terorist putinist și este cu atât mai groaznic să vezi o incapacitate, o impotență a Occidentului de a se mobiliza îndeajuns ca Ucraina să se elibereze. În fond, Ucraina luptă pentru Occident, de fapt. Păzește Europa de tăvălugul rusesc. Asta face acum Ucraina și puțini părem că ne dăm seama de lucrul ăsta, pentru că noi am fost obișnuiți atâția zeci de ani în Occident, zic nu în România, cu o anume bunăstare, cu o anume viață, cu un anume ritm al lucrurilor, o duceam bine, bine de tot. Nu mai ducem la fel de bine, dar ce grozav era să facem cu rușii business. Acum ne dăm seama că nu se mai poate și nu știm să reacționăm așa cum trebuie. La asta trebuie reflectat, pentru că acest război, în condițiile astea, riscă să meargă înainte mult și bine, cât de mult și cât de bine, cu ani, așa cum a mers în Coreea, așa cum a mers în alte locuri și să se sfârșească neconcludent. Și asta ar fi o tragedie pentru Occident. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și îl recomandați și altora.
Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook a canalului. Multe mulțumiri pentru faptul că îl distribuiți mai departe prin rețelele dumneavoastră de socializare și, esențial, mulțumesc pentru faptul că vă gândiți să-l susțineți pentru a putea să existăm în continuare aici online prin Patreon, PayPal și Revolut. Informații aici în textul de sub imagine. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine!